iar ăsta este cel care trebuie adunat. 3 plus 3, 6. Foarte important. Deci acum am înțeles eu. Măi, Victor, ce tare e chestia. Pe 13 îl scriu, îl descompun. Foarte important. Victoraș, ia să vină tu și mai pune o întrebare, că cu cât întrebările sunt tale, sunt mai grele, cu atât mai important este. Ia vină aici. Tu ești profesor, da? Tu ești profesor și eu trebuie să dau răspunsul. Victor, Victor, ia să văd... Uite-l după... Cățelul ăla. Da. Victor, ia să ștergem aici, te rog. Ok! Așa. Pasă și așa. Lasă că ștergi imediat, dar să-l dau ție să te ștergi acolo. Victor, de la mine să șterg eu. Victor, pune-mi altă socoteală, te rog. Ia. Du-te tu acolo și ștergi. Hai. Victor, pune-mi altă socoteală. Te rog. Tu pui. Tu. Și eu mă... Ce faci? În minunțe? Ai scris un număr și un număr? Ce mai mic? Nu știu, băi. Nu știu ce spui. Hai, te rog frumos. Hai să... Tu m-ai invitat să facem matematică. 4. Da. Și de rezultatul ăsta. Dar nu cu liniuțe, băi, că până număr eu știu, eu posesc. Hai să scriu așa cu cifre. Da? Hai să scriu. 4. Așa. Plus cât? 4 plus cât să facă, așa se traduce, să facă 9. 4 plus cât facă 9. Tu cât crezi? Cât ar mai trebui? Așa, mă, așa. Ești bun. Ești bun. Punem alta mai grea. Nu cu linii. A. 100? Dar până ce operații faci între ele? Plus... Da, bă, între ele 100. Ce operații pui? Plus... Egal cu... 100 plus 10, da? Egal cu... Băi, eu știu asta. Ia să zicem, tu știi? Cum să facă 10? La 100, dacă mai pun 10, să facă 10? Nu se poate, băi. Așa, 110. Asta e altă treabă. Bun, alte ești. Plus? 900 plus 6. Este egal cu? Cât? 900 plus 6. 906. Așa, ușor. 906. Hai să mai facem alte exerciții. Din partea asta. 6 plus 60. 600 plus 6. 61 egal cu 61 egal cu 600 61, da, mă, 600. Foarte tare, foarte tare. Uite, acum spune unul cu ție. 7 plus cât? Plus cât? Să facă 15. 7 plus cât să facă 15? Eu nu știu. Dar să vezi cum nici eu nu știu, dar mă descurc. Nu pot da răspunsul deodată. Deci nu pot să-l dau răspunsul. Eu nu știu deodată, dar mă descurc. Să găsim ce șmecherie am. Ia să-ți spun ce șmecherie am. Ia să vedeți ce șmecherie am eu acum. Din nou, pace, Victor. Dă-mi pe ăla. Ia-ți. Nu mai, fără ca să nu s-a bătă. Așa. Da, ușor. Să nu stricăm filmul. Victor, să vezi ce șmecherie am. Egal cu 10 plus 5.
Că 15 spui. Asta înseamnă. Dacă știi, pune-l acolo, dacă știi. 10 plus 5. Aoleu, nu, cum ai știut asta? Cum ai știut asta? Cum ai făcut, bă? Dar cum ai ajuns acolo, bă? Cum ai ajuns că nu m-am priceput? Victor, dar nu m-am priceput, mai nu știu de ce. Eu te cum fac eu, egal cu. Pe 10 îl scriu ca 7 plus 3. 7 plus 3. Și plus 5 care este aici. Și 3 plus 5 fac 8. Și iată cum am dus și am spus că este 7 plus 8. Eu nu, deodată nu pot. Dar deodată nu pot, măi, Victor. Ia să vă spun altă miște. Cât, cu cine este egal? 6 plus cât? Să facă 17. Să facă 14. 14. Știi deodată? Nu mai știi. Nici eu nu știu. 6 plus cât se facă 14. Da, eu mă descurc că știu să fac șmecheria asta. Cât pe 14, cum îl putem scrie? O 10 și plus 4. E egal mai departe. Dar eu de la 6 trebuie să plec. Atunci scriu pe 10 ca fiind 6 plus cât pentru 10 asta? 6 și plus 4. 6 plus 4 plus 4. Și este egal mai departe cu 6 îl am, îl las. A? Și plus 4 în clasă. You do not understand. You know why? I don't understand. Tu știi deodată? N-ai înțeles? Hai că eu luăm încă o dată. 6 plus cât? Nu știam să punem deodată. Și atunci eu pe 14 l-am rupt. Înseamnă o 10 plus un 4. De acord? 10 plus 4. Ia 10-le ăsta se rupe și el la rândul lui. Ca fiind un 6 plus un 4. Și am să am 6 plus 4 plus 4 de aici. 6. Dar 4 și 4 ăsta face 8. Și eu cum am ajuns la căsuță. Căsuța asta care nu știam eu cât să pun este 8. Eu știu asta. Știi de înainte? Băi, dacă știi aici, nu mi-ai spus și mie, mă. Uite, eu că m-am chinuit o grămadă până am găsit. Mai fac unul aici și tu trebuie să mă dirijezi foarte tare. Victor, încearcă să faci cum ți-a zis Bubu. Da, șmecherii tale. Toți din America o să spun, de unde știi tu, măi, Victor, pe ăștia, mă? Cine ți-o spui ție așa? Și tu ce să spui? Bubu din România. Da? Asta spui. Bubu din România. No. Hai să vedem o dată. 7 plus cât căsuță egal cu 12. 12. Tu acum lucrează la rupere la 12. Cu cine este egal 12? Vrei să dai răspunsul de dată? Nu pot. Ca să fac, să ajung acolo, trebuie să muncesc. 12 cu 5 se scrie, ca fiind 10 plus un 2. Wow. Dacă eu n-am știut ce vrei să fac, n-am decât să muncesc. 2. 10 plus 2. Și egal mai departe. 10-le ăsta se poate scrie ca 7. El se rupe în 2. 7 și plus 3. Și atunci zic 7 plus 3 și plus 2. Iar 3 și cu 2 împreună fac 5 și am semnat căsuța. Deci egal cu 7 plus 5. Ai avut dreptate. Într-adevăr așa este. Dar eu am muncit. Asta e sigur. Tu le știi deodată ce să fac. Poate ce? Ia să văd dacă pe asta o știu. Na, nu mă știu. Cu ce este egal? 6 plus cât? Să facă egal cu 15. 6 plus cât facă cu cine adunat fac 15. Dacă știi și pe asta, mă duc și mă not în seara asta. Intru la apă și not. Dacă tu știi cât face 6 plus cât să facă 15. Deodată?
Dar se înregistrează dacă te... Which one? Asta. Asta. 6 plus cât? Fac 15. Dar e cu unul în plus față de asta aici. Că nu-i 14, ci 15. Data trecută nu a fost 14, ai dat răspunsul 8. Dar acum 15, unul în plus... Dar ai răspunsul deodată? Te uiți să te vezi de răspunsul dinainte? Foarte tare, dacă te prinzi de asta, sunt cel mai bucuros. Mai tare ești. Nu. Foarte tare. Eu să vezi cât muncesc eu. Tu te-ai prins. Te-ai uitat aici 14. 6 plus cât? 8. Da, da, te-ai și ai spus că te-ai prins și ai zis 8, 15. Răspunsul e mare un pic. Gata, te-ai prins. Da, mă. Dar eu muncesc să vezi cu faptul. De dacă ajung la rezultat tot. 15 este egal cu 10. Plus 5. Egal mai departe. 10 ăsta se rupe în două. Într-un 6, mai jos tu. 6. Don't count, stop count. Plus Victor. 4. 6 plus 4. Și atunci este 6-le ăsta. Plus 4. Plus 5. Iar 45 face căsuța. Adică, cine este asta? Tocmai întrebarea ta, 9. Și iată cum am ajuns și eu la răspunsul acela, dar am muncit foarte mult. How many seconds, Victor, how many seconds did Bubu took? 28. El tot numărat. Cât îți ia ție? Câte mi-a mie să bușesc? Și a ajuns că 21 secunde. 5 secunde for me. 5 la tine și 28 la Bubu? Te-ai numărat, da. Băi, și asta e o idee, dar eu muncesc foarte mult. Tu mergi mai repede, parcă. Le numeri și tot de discurs mai bun. Da, da, pe asta nu mai știi. Cu cine este egal 6 plus cât să facă egal cu 12. Aia, acum te-am prins, nu mai poți. 6 plus cât să facă 12. Eu m-am pus să muncesc. M-am pus să muncesc. Dacă tu, ce să faci acum? Ce o să faci? Nu, nu cred. Bă, cred că nu-i bine, mă. E sigur bine? Mai stai și te gândești? Eu muncesc aici. Egal cu. Tu ai dat 6 soluții, da? Tu ai spus că 6 ar fi. Nu! Nu! Nu-i bine? Bun. Cum? Eu zic 10. Muncesc, bă, că dacă mie îmi place să muncesc. 10 plus 2. Asta e 12. Un 10 și un 2. Welcome after 11. 12. Ia 10-le, să scrii ca fiind în două bucăți să rupe, într-un 6 plus un 4, și atunci vine 6 plus 4 plus 2. Și ăștia de la coadă... Da, mă, ai avut dreptate. Și mie mi-a dat tot așa. Și mie mi-a dat așa, că 4 și 2 fac 6. Deci este corect. Căsuța care trebuia umplută e 4 plus 2 și asta este 6. Ai avut dreptate. Da, asta una mai. 7 plus cât se facă? Spune după ce termină felul. 16. 7 după plus... După termină asta... Trebuie să-mi dai... Trebuie să-mi dai... $10? Da. Băi, eu și muncesc aici mai mult și dau și $10. Da, mă, îți dau $10. Casă. Egal. Ia să vedem aici. 7 plus cât se facă 16? Eu muncesc, mă.
Cât mai te gândești tu, eu un ceas. 10 plus 6. 10 plus 6. Iar 10-le ăsta scrie ca fiind 7 plus 3. Și atunci face 7 plus 3 de aici și plus 6. Și asta căciulit, asta face exact 6 plus 3, 9. Cât ai pus acolo? Tot 9. Foarte bine, dar nu știu cum faci tu, că eu rămân... 10 dolari. 10 dolari. Și mergi în piscină. Și mergi și în piscină. Victor, nu, uite, mai e una de făcut. Uite, te dăm mami acum. Ia-ți dă-i ceva, Mimi. Only one. Atâta, haide. 10 dolari. Da, aia rămâne stabilită. Dacă vrei să... Și mergi în piscină. Și mergi în piscină. Uite, hai să-ți mai spună, încă una. Numai nasul. Eu numai nasul piscina ta îl voi. Numai nasul. Pune 6 plus... Fii atent, Victor. 6 plus cât... Să facă 20. Nu. 20. 10? A, nu. Asta e prea ușor. Nu e prea ușor. 20. Hai să facem 20, Victor. Nu este ușor. Victor, 20. 20, hai. Nu. No. Dar le-ai făcut toate celelalte, o faci și pe asta. Asta. Sigur poți. Hai, arată-le bun. Dacă ar fost 9, 10, hai să scriu pe 20 ca fiind 10 plus 10. Și acum, lui 10, păcat de la 6 până la cât? Ca să ajungă la 10 la asta, câte ar mai trebui? Abi! Nu, deci, este e muscă, nu e bine. Nu. Pe 10 la asta scrim așa, ca fiind 6, nu, ca un algoritor, 6 plus 4. 6 plus 4. Fii atent că te depășește Bubu. Uite că eu am și terminat-o. Și atunci este egal. Uite, l-am scris pe 20 ca fiind 10 plus 10.